domnul comisar Rossi. Domnul doar, este un prilej deosebit acesta, prilej pentru care, evident, îi suntem recunoscători autorului acestei colecții și editurii care a făcut posibil astăzi să avem în fața acestei lucrări și să putem vorbi despre monumentele care sunt în fiecare dintre noi atât de apropiate și importante. Importanța, după părerea mea, a acestor monumente constă mai ales în legătura, cred, indestructibilă între istoria fiecărei comunități religioase, etnice, culturale, care locuiește azi în orașul nostru și care constituie, aș îndrăzni să spun, acea comunitate spre care tindem și care dorim să fie o comunitate familială tuturor. Și aceste monumente reprezintă cumva oglinda a ceea ce s-a petrecut în decursul vremii în istoria fiecăreia dintre aceste comunități. În ceea ce privește sinagoga neologă sau sinagoga deportaților, căreia este dedicată una din publicațiile acestei serii, această sinagogă, prin destinul ei, reprezintă într-adevăr ceea ce am îndrăznit să afirm în prealabil, o oglindă a ceea ce s-a întâmplat în istoria acestei comunități. Iar întâmplările nu sunt deloc terne, nu sunt deloc plictisitoare, au fost niște vremuri extrem de date, extrem de tumultuoase, iar sinagoga reflectă această istorie. În primul rând a fost problema intrării acestei comunități în oraș. Lucru care s-a întâmplat de-abia la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Și prima familie care a îndrăznit să se așeze în acest oraș a avut extrem de mult de suferit pentru această îndrăzneală, pierzându-și de pildă una din fetele care a fost pur și simplu răpită familiei ca răzbunare pentru îndrăzneala de a veni în oraș. Apoi lucrurile au evoluat spre un firesc, comunitatea a crescut, a venit și acordarea drepturilor cetățenești și în cadrul comunității s-au conturat mai multe orientări. Spun acest lucru pentru că simt nevoia să explic de ce sinagogă neologă ca denumire istorică acestei sinagogi. Pentru că în cadrul comunității, după dobândirea drepturilor cetățenești, s-au conturat mai multe orientări, dintre care cea mai înclinată spre înnoire, spre un anumit progres, a fost tocmai această comunitate așa zisă neologă, comunitate care s-a afirmat la sfârșitul secolului al XIX-lea și care, însumând poate o parte însemnată a celor mai înstăriți membri ai comunității, a reușit să ridice această adevărată bijuterie arhitectonică în stilul așa numit maur, care este sinagoga de pe Gorea, sinagoga neologică. În decursul vremii, lucrurile au evoluat, cum spuneam, într-un mod extrem de tumultuos. Au fost vremuri în care această comunitate a murit. Perioada interbelică este perioada în care își cunoaște maxima victorire din toate punctele de vedere și o prezență esențială în viața culturii. Dar au venit și vremuri grele, și un prim semnal al furtunii care urma a fost
în cadrul sinagogii noastre. S-a spus multă vreme și încă mai există această părere că sinagoga a fost aplicată la el de germani înainte de retragerea din oraș. Există însă puternice indicii că de fapt distrugerea sinagogii se datorează acelui bombardament care a avut loc american, care a avut loc în iunie 1944, care a distrus zona Gării și întreaga stradă actuală Oră. Rămâne ca să căutăm noi istoricii documentele care să ne aducă varianta adevărată. Și istoria sinagogii se leagă de cea a comunității și în faptul că, așa cum comunitatea evreilor din Cluj a renăscut după Holocaust, tot așa și sinagoga distrusă a fost reconstruită în 1947 prin efortul tuturor și inaugurată astfel încât să se mențină până astăzi, astăzi reprezentând singura sinagogă în funcțiune în Cluj. Iar faptul că ultimul șef rabin al acestei sinagogi, regretatul Moshe Carmeli, a venit timp de 20 de ani, după 1990, fiecare an a vizitat această sinagogă și din inițiativa lui avem în sinagogă câteva plăci memoriale de esențială însemnătate. Două liste ale rabinilor acestei comunități și a celor tradiționaliști ortodoxi și a celor neologi și mai ales faptul că avem o placă memorială în memoria unui erou, parașutistul originar din zona noastră, Peres Goldstein, care a fost parașutat de englezi în aceste părți pentru a ajuta evreilor loviți de Holocaust și care a fost victima acestei misiuni, constituie, cred, această placă memorială încă un memento asupra ceea ce înseamnă legătura între trecut prezent și, de ce nu, această comunitate poate are și viitor. Sunt extrem de recunoscător.